Salutare și bun venit în pisieria! Astăzi discutăm despre Minitool ShadowMaker, un programel foarte interesant care ne ajută să facem backup PC-ului nostru atât la fișiere, cât și la partiții întregi. Am ales să folosesc varianta Pro a programului, cei de la Minitool mi-au dat o licență, by the way, pentru a nu avea limitări în folosirea lui. După cum puteți observa, interfața este foarte simplă și ușor de folosit, puncte bonus aici pentru Minitool. În partea stângă avem meniul principal, unde sunt câteva chestii la îndemână. Prima dintre ele este backup, care face, ați ghicit, backup. Și aici putem face backup la un fișier, la un folder, la o partiție, la un disc sau la sistemul de operare. După care trebuie să alegem destinația unde vrem să facem acel backup. Backup. Recomandarea mea ar fi să salvați backup-ul pe un hard disk sau pe un stick USB, nu pe același hard disk pe care aveți datele. Să fie un hard disk extern. Eu voi face backup la tot discul de sistem pe un hard disk extern, cum vă spuneam. Chestia asta e utilă în cazul în care sistemul de operare crapă și e nevoie să restaurați un backup. Așa că o să dau aici Source, Disk and Partition și voi alege discul meu de sistem cu toate partițile. Voi da click pe OK. Și apoi la destinație o voi duce în partiția D și voi da OK. Și în momentul de față pot alege să fac backup. Sau dacă dau pe această săgețică să fac backup mai târziu. De asemenea, de la opțiuni pot să aleg cum să se creeze backup-ul, doar cu sectoarele folosite sau sector by sector, dimensiunea fișierului, cât să fie fișierele din backup. Dacă vreau să fac o compresie și pot alege compresie medie sau compresie mare. De asemenea, pot dezactiva compresia dar e recomandat să o uh, las activă. Putem să facem uh, ca programul să trimită o notificare pe e-mail când se termină, putem exclude anumite fișiere din backup și de asemenea putem face uh, un shutdown al uh, sistemului după ce s-a terminat backup-ul. De asemenea, putem să-i punem o parolă și să selectăm tipul de encripție normală și AS128 și de asemenea putem să verificăm backup-ul după ce a fost creat. La backup scheme putem alege ce tip de backup să facem și la schedule settings putem să-l punem să se facă zilnic, lunar, săptămânal și așa mai departe. Ideea este că eu vă recomand să faceți backup-urile manual, mai ales dacă vorbim de un hard disk extern, pentru că hard extern tot o să-l scoateți și o să-l puneți la loc. Și de asemenea, în cazul în care se întâmplă să aveți un virus, de exemplu un ransomware, s-ar putea ca hard ul extern să fie și el criptat și backup-urile să devină inutile dăm click pe OK și apoi pe Backup Now și în momentul de față ar trebui să înceapă backup-ul. În funcție de cât de rapid este discul vostru pe care vreți să faceți backup-ul, va dura mai mult sau mai puțin. Apoi avem Sync și aici putem sincroniza un folder sursă cu un folder destinație. În cazul în care avem un folder pe discul nostru, pe hard discul nostru și unul pe un stick sau pe un hard extern. De asemenea, putem restaura un backup, dar atenție, dacă vrem de un backup al discului, un backup întreg al discului, recomandarea mea ar fi să-l restaurați din utilitarul extern despre care vorbim imediat. La Manage putem managera backup și la Logs putem vedea logurile backup -urilor. Apoi avem Tools, unde sunt câteva chestii interesante. Avem așa, Media Builder, despre care vom vorbi imediat, este un utilitar care se poate pune pe un stick USB sau se poate face o imagine ISO cu el și uh, ne ajută să butăm minitul Shadow Maker în afara unui sistem de operare. Putem să adăugăm minitul Shadow Maker în meniul de but, putem să demontăm un backup, putem să clonăm un disc de aici cu ajutorul un Disc sau putem să ne conectăm în rețea la alte calculatoare. Ne întoarcem un pic la Media Builder pentru că e foarte interesantă treaba asta și dacă o să dăm click aici, ne apare MiniTool Media Builder și ne spune aici WinPE Based Media with MiniTool Plugin. Deci practic este un fel de Windows Live, să-i spunem așa, care are MiniTool ShadowMaker instalat. Aici avem câteva opțiuni, ne spune ce drivere trebuie să adăugăm, dacă avem drivere deja instalate sau ce drivere putem adăuga noi. Dacă dăm e driver, ni le va adăuga din sistem în cazul în care avem niște drivere mai speciale pentru uh, diverse chestiuțe. Pe mine nu mă interesează. O să dau click pe WinPE și aici ne întreabă cum vrem să facem uh, acest tool. Putem să-l facem ca ISO și să-l salvăm pe disc sau putem să-l facem pe un stick. În cazul în care avem un stick introdus în calculator, uh, eu nu am un stick la momentul de față introdus, dar dacă aș introduce un stick mi-ar apărea aici. Și atenție! Dacă aveți mai multe sticuri, toate datele de pe ele se vor șterge. Și de asemenea, dacă aveți un DVD writer, puteți face un DVD. Eu o să aleg imagine ISO și mă pune să-l salvez undeva. Hai să zic că îl punem pe desktop, save și acum se face imagine ISO. Și după ce se face, pot să o pun, de exemplu, pe un ventoi. Cu această imagine ISO pot restaura backup-urile. Și ca să restaurez un backup, nimic mai simplu, trebuie să butez această imagine ISO, să am hard extern cu backup conectat, și apoi îl pot restaura. Se face chestia asta foarte ușor. Cam atât despre Mini Tool Shadow Maker, un program destul de interesant. Sper că în viitor să vă mai pot prezenta și alte utilitare de la Mini cum am mai făcut în trecut, pentru că sunt cu adevărat interesante și utile. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte, foarte mult. De asemenea, să dați un share, să-l vadă și prietenii voștri dacă îl considerați util și dacă sunteți noi pe acest canal, să dați un subscribe. Să aveți o zi bună, la revedere!